Salutări! Bine ați venit la un nou episod din recenzii difuzoare. Astăzi vom avea niște difuzoare interesante de la Musvai sau Masui, cum doriți să le spuneți aniversarea de 10 ani nu te mai mișca telefon. Așa. așa acesta este un set de difuzoare, ediție limitată aniversarea 10 ani de la Masui, o firmă nemțească de difuzoare uh, calitative, competitive, cum vreți voi să le mai spuneți, difuzoare de calitate. Și în cutiuța asta avem două difuzoare de 16,5 cu tuitere, un sistem component, masui MAE 6.2C. Nu reprezintă absolut nimic special, probabil au ăsta este de la aniversare. O cutie foarte frumoasă din punctul meu de vedere, foarte colorată, din toate punctele de vedere și pe spate o să întoarcem asta un pic așa avem în felul următor mai 6.2C component system ia vedem română, nu au că de ce să aibă română că na, asta este suntem mici Difuzoare de 16,5 pe 2 căi, 100 de W RMS, 200 de vați putere maximă, impedanță 3 ohm, frecvență de răspuns între 50 de Hz și 24.000 de Hz, dacă aud, de urechea noastră atât. Uh, cont de hârtie ram hmm, interesant. Nu știu cât vine 13,19... A, ah, scrie aici. 369 de grame. Neodimul magnet. O să vedem și chestiunea asta. 20 de mm 0,75 inch. Uh, domn de mătase pentru Twitter, 12 decibel Twitter cable crossover. Instalație, instalare fi 14,4 mm, gaura de aici și a deprindere de aici și adâncimea 67 de mm. Până aici toate bune și frumoase. Nimic special pentru un set de difuzoare aniversare. Altceva pe cutie, nimic interesant. Așa. Hai să întoarcem din nou. Așa. Să vedem ce se află înăuntru. Ia vedem, ce, ce e atât de interesant aici? Ai nici clar, nici pupundar, nu știu ce înseamnă nemțește. Moduri de conexiune, crossover -e, difusoarele, crossover -e, twitterele, cum ne putem... Asta e opțional aici, un cablu cum ne le putem lega a, a minus 3 decibel. Deci avem un crossover pe care dacă secționăm un anumit firulet de aici, avem o atenuare de minus 3 decibeli. Pentru persoanele care se simt mai deranjate de frecvențele înalte sau nu. Și avem și în engleză aceleași chestii, ce știu să facă, aceleași lucruri pe care le-am citit până acum, twitterele, bla bla bla, dâncime de, de montare. Pentru kick-bass speaker, 100W, impedanța 3 ohm, frecvență 50-5000Hz, de, de acolo preia twitter-ul de la 5000Hz în sus. Paper corner înforsat, ok, bla bla bla, și magnet neodium. Ok, hai să vedem noi magnetul ăsta de neodium la difuzor. Un burete care le acoperă. ta -da! Difuzoarele, twitterele, crossoverele. Sisteme de montaj, diferite șuruburi. Uh, nu sunt negre de data asta. Ok. Asta ce aici? suport de prindere pentru tuitere pentru diferite poziții. Hai să începem cu lucrurile mai interesante, scoatem un difuzor. Bă, bine le-au întrepenit ăștia. Mă interesează ăla. Ioi. Sau de foarte mișto. <laughs> Suspensie. Cauciuc. Nu prea pare cauciuc. E interesant, parcă ar fi și cauciuc și burete în același timp, foarte moale. Conul de hârtie presat și reînforsat. Se vede că e hârtie pe partea asta, la altă, nu știu dacă reușește să atingă lumina cum trebuie. Ok. Da, scheapu. U, ce moale e! Dar nu e plastic, e tot un fel de hârtie. Interesant. Ar putea să aibă o rezonanță foarte frumoasă. Ok, până aici surprinzător. Șasiu metalic. Tot rezonează puțin, dar parcă destul de grosuț. Și un birtai magnetul cică din neodium. Anniversary Edition, scris. Aparent este vopsit. Hm. Ok. Placă metalică, gură de aerisire, Asta este un, un, ceva, ceva lipit aici de în relief un pic. Se vede. Masui Anniversary Edition MAE 6.2C. Datele despre el. Gaura de irisire. O formă puțin pronunțată în spate. Conector simpli. Firelele unice foarte dure. Foarte, foarte dure. Și un spider Moale. Un spider moale. Ceea înseamnă că difuzoarele astea nu au nevoie de foarte mult rodaj pentru a se auzi cum trebuie de când ar fi instalate. Ok, cauciucul ăsta este foarte interesant. E, e plăcut la atingere. Ok, o să încetez cu asta. Așa. <laughs> Hai să vedem și un Twitter. Mă așteptam la mai mult la partea asta. Plastic. Twitterul respectiv. Și miezul. E destul de miculuț înăuntru. E cine știe ce măricel. Dar se vede că e din mătaze. Pare transparent din ce se vede. Ca și greutate e... La partea de greutate, ca să zic așa, mai mult ca sigur, asta este decât un ornament de plastic unde Twitter-ul propriu-zis stă înăuntru, el are dimensiunea asta exterioară de aici, exterioară interioară, și pentru că este mai micut, se poate monta pe destul de multe mașini, și cu adaptor se pot face anumite prinderi să fie pus în poziția originală de fabrică. Crossoverul, destul de simplu, firele foarte dure, rezistente. Nu par sărăciile alea de cabluri care mai vin difuzoarele de obicei. Și aici avem firulețul ăla pe care dacă îl tăiem, atenuăm cu minus 3 decibeli uh, gainul Twitterului. Nu într-o uh, mare placă. Termo, nu cine știe ce la partea de calitativ. Papucii de prindere, Interesant că nu scrie input, output, chestiile de genul ăsta. Va trebui să ne uităm pe cărticică când îi facem legăturile, să ne dăm seama să nu facem vreo prostie, dar oricum ne dăm seama după papuci că acestea intră în difuzor, în kick bass, aparent, nu este mid bass, kick bass, partea asta aici. Celelalte duc în Twitter, și aparent ne mai trebuie încă un set de papuși cu intrările normale aici. Aparent avem crossover doar pentru partea de Twitter. Nu avem crossover și pentru partea de kick-bass. Ele sunt lăsate teoretic să cânte full range. Atât cât pot ele aparent până în 5000 de Hz. Mai departe se atenuează sunetul. Nu ne zice cu ce pantă, câți decibel și toate chestiile respective. Al doilea difuzor. Aceeași mâncare dă pește. Nimic altceva prin cutiuță. Ok. Ok. Până aici destul de ok. par, par destul de greuțe. Tipic. Pleznit. Frumos. Uh, o ventilație sub spider. Probabil pentru răcirea bobinei pentru că aparent uh, dacă ele zic că 100 de vați RMS se poate să țină, ce pot să confirm din propria experiență cu masoiuri? Lejer 150 de W, 200 de W poți să dai în ele fără nicio problemă, că nu o să mărei absolut nimic și e un lucru bun că poate să reziste la atâta, pentru că vor deveni mult mai dinamice la o putere mai mare, dar efectiv trebuie studiat. Nu neapărat toate difuzoarele de la masoi pot rezista la aceeași putere, dar... Gama mai calitativă de la ei, ca să zic așa, prezintă mult, mult mai multă seriozitate. Ok. Haideți să mai facem încă un experiment, nu te mai mișca, așa. Haideți să mai facem un experiment, să le și ascultăm un pic, ne facem așa o idee despre ele, să vedem cum se mișcă membrana, cam cum rezonează, spațiul liber, în fine toate chestiile de genul ăsta, dar măcar să ne facem și noi o idee cam ce știu difuzoarele astea să să facă. Avem un amplificator ZAPCO. Testul de potent, știe vreo 180 de vati per canal în punte. O să ne bucurăm un pic de el și o să gădilăm difuzoarele astea calitativ, ca să pot să spun așa. Hai să facem setup-ul, revenim cu difuzoarele deja pregătite. Să ne facem o idee, să ne bucurăm, să vedem cei 10 ani de aniversare ce au reușit ei să realizeze. Apropo, difuzoarele astea în momentul de față ca și preț sunt 1000 de lei o sumă frumoasă pentru 10 ani, 10.000 de lei, 1.000 de lei, pardon, așa, A, să vedem dacă e să cânte de toți bani. Hai să facem setup-ul. Now when the beat drops You rise on me You rise on me You rise on me You rise on me

OK, avem difuzorul pregătit. În partea asta microfonul centrat către centrul difuzorului cât mai aproape de el, să l auzim mierfil uh, cum se aude. Și revul pregătit în partea dreaptă. O să dăm drumul la un uh, pink noise, gamă totală de frecvențe de la 20 până la 20.000 de kHz și o să măsurăm să vedem cum se comportă difuzorul nostru în aer liber de apă, a P, de la ce frecvență începe să cânte până unde. Ok, așa, liniște, mult mai bine. Cam așa sună difuzorul nostru. Ia să-i facem și un pic de smoothing. 1 pe 6. Și acum vedem difuzorul nostru, frecvența lui de răspuns. În principiu ne uităm, partea aceasta o ignorăm fiind în aer liber, dar ne putem da seama că el ar începe să cânte de undeva de la 38,7 Hz dar este mult mai accentuat pentru că frecvențele joase au nevoie și de o incintă, de aceea este nivelul mult mai micuț și de unde începe să fie funcțional o linie de referință din partea asta ar fi de la 74,9, 75 de Hz în aer liber. Este destul de funcțional, avem o accentuare de frecvență, după care pe la cât e acolo? 816 Hz. O mică cădere, după care avem din nou o accentoare, de unde și partea de voce mai accentuată și mai clară, pentru că din tot ce am auzit, partea de voce este extraordinar de bine reprodusă de către difuzoarele astea și este funcțional până la 10.76.000 Hz. Aproape un full range. Aproape. Teoretic, Twitter-ul, din ce scrie pe acolo, ar prelua de pe undeva de la 5.000, nu? O să vedem imediat și Twitter-ul să vedem ce face. Deci, acesta este mid basul, kick basul în aer liber, dar măsurat de aproape. Mai mult ca sigur, într-o încintă vom avea o creștere în frecvența joasă și ar pleca mult mai frumos de undeva de pe aici. Deci, 40 și... 50 de herți ar începe să cânte liniar, și destul de ok până în 10.000 jumate, să zicem, de herți. Haideți să ascultăm și Twitter-ul să vedem și acela cum se comportă. Poți să-l salvăm aici momentan. Facem mică asamblare de fire acolo și trecem și pe Twitter. Ok, aceeași chestie, doar că de data aceasta ascultăm Twitter-ul. Același pink noise. Ok, ok. să vedem noi acum. Oh, 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 oh Ce s-a dus? <laughs> ok. Twitterul dispare din peisaj. Începe și cântă de la 3000, de la 3000 de herți și este foarte, foarte accentuat. Diferența este de cât avem aici. 82 de decibeli 100 de decibeli. Deci 18 decibeli diferență între Twitter și medie. De aceea avem și pe firele respective, un anulator cu 12 decibeli ca să fie mai regulă să nu fie atât de strident Twitter-ul. Și twitter pare să fie destul de liniar, avem un vârf la 12.000 300 de Hz, după aceea începe și coboară, uuu, surprinzător, 21.600, 21 cântă, audibil, la frecvența asta, cu toate că urechea multora nu mai ajunge până la frecvența respectivă, e bine de știut că avem. Deci, Twitter-ul este superb în porțiunea aceasta. Lucru bun la difuzoarele acestea este că avem foarte mult loc de unde putem să facem reglajele. Dacă vom folosi și un procesor sau un player care are suficient de multe reglaje și ne permite să facem destul de multe corecții, putem avea un sunet cât mai liniar și cât mai plăcut urechii. Avem unde să ne jucăm, una la mână. Partea de difuzor este deja ok pentru că nu este nevoie de prea multă bătaie de cap, doar că trebuie urmărit locația difuzorului unde se poziționată și ascultat după să vedem ce anume se accentuează sau ce anume găuri în frecvență ne apar. Dar în principiu, din tot ce se vede pe partea asta de grafic, este un super, super difuzor, super, super Twitter. Acum, partea de încheiere. Legat de difuzoare. Merită suma de bani? 10 milioane, 1000 de lei noi, un set de difuzoare, nu știu ce să zic. Din punctul meu de vedere, mi se par puțin cam scumpe, chiar dacă sunt niște difuzoare de ediție aniversară. Ok, nicio problemă pe partea asta. Se aud bine? Da. Avem alte variante în suma asta de bani? Da. Și cu minus și cu plus avem variante. Dacă s-ar comporta la fel ca alte difuzoare, ok, sunt mult mai calitative pe partea de înalte pentru cei care doresc detalii mult mai fine și mai exacte. Ok, twitterele astea se ridică la nivelul de așteptări, dar din nou justifică suma de bani. Mm. Mm. Dacă am avea sculele necesare pe mașină să putem să le facem, să le punem în valoare așa cum trebuie, probabil că da. Dar, sincer să vă zic, sunt și alte opțiuni ca bani. Dar, un lucru știm sigur, sunt niște difuzoare extraordinare, cântă bine și în aer liber și m-am mâncat sigur pe mașină montate, vor face atmosferă mega plăcută. Bun, concluzia la final o trageți voi. Aveți banii, luați-le cu plăcere, luați-le cu încredere, montați nu o să fiți dezamăgiți nu aveți banii, nu e problemă, găsiți ceva aproximativ echivalent de acestea. Până data viitoare, sunt Mihai de la Renu Garaj. ales? Încă o mică chestie. Dacă v-a plăcut genul acesta de filmare și uh, review-ul difuzoarelor cum l-am făcut și să le și ascultăm, lăsați-ne scris în comentarii acolo jos să știm dacă pe viitor să mai facem aceleași chestii și ce anume lucruri v-ar mai interesa să aflați despre difuzoare înainte, înainte să le achiziționați sau ce v-ar interesa pe voi la difuzoare ca să știu pe viitor în viitoarele recenzii să introduc și lucrurile astea. Din nou, ce ales, bye!